Ma'am, 22 octombrie 2024, nu-mi vine să cred că am ajuns până aici și n-am agățat nimic important tot anul ăsta. E depresiv. 20 de abonați, nu 20, de la, nu știu, 205 la 100, la 100, de la 3205 la 3196. Deci faceți voi socoteala. Faceți voi socoteala că s-au dus 9. Matematica mi este foarte grea. Nu vreau nimic cu matematica. Și totuși pe matematică și statistică sunt bazate biletele astea ale mele, pe tendințe și puli matematice. Este îngrozitor că s-a făcut atât de târziu un an și am avut doar apropieri pe venirea mormanului cheia. Uite, hai să vă zic și de ieri, da? Ca să vedeți cu ce mă oftic în fiecare zi. Ne băgăm pe păcănele în pula mea în ritmul ăsta. 11 verzi, 3 roșii pe Triumf, cotă 426. 9 verzi, 2 roșii pe Maleu, cotă 177. 13 verzi, 2 roșii pe biletul cheia cu 19 meciuri sau mai puține. Ieri a fost foarte scurt, n-a fost oferta atât de bengoasă într-o zi de luni. Totuși, îmi ieșea o cotă de 1101, da? Două roși. Futu-s gâții, mătii. Sunt dezgustat complet și totuși iată că merg mai departe, cum am făcut-o tot anul, cum o fac de o bună, bună bucată de vreme încoace. Pentru că motivația mea e molipsitoare, este extravagantă, este dementă, este infinită și nelimitată, ca să fac un pleonasm. Și nu mă pot opri practic din niciun motiv. Doar să mai respirăm, să mai tușim un pic și mai facem încă un bilet. Voi repeta cele 6 bilete din grupul meu privat de WhatsApp la infinit până în clipa în care dă Dumnezeu și agățăm și noi ceva recuperator și rezolvator. Așa am ajuns să ne gândim și să visăm la recuperări, nici de cum la vreun plus. Dar ăștia suntem, cu asta defilăm. Ați vrea să vă mint? Ați vrea să vă dau bilete fals câștigătoare sau oricum nu ale mele, să găsesc niște bilete în astea hipercote și să zic, băieți, eu l-am făcut? Nu sunt genul. V-am dat mereu mură în gură, tot ce am avut eu mai bun sau mai prost, iată că preponderent foarte prost, nu mai merg lucrurile la modul realist, la fel de bine ca anul trecut. Asta pentru că am mai schimbat și eu un pic stratagema alături de băieți, n-au mai vrut să joace bilete scurtuțe cu 7-8 meciuri, au vrut bilete mai lungi, deci la bilete mai lungi, evident, șansele sunt mai complicate, cu atât mai complicate. Și pe de altă parte, pur și simplu, din toamnă încoace, că totuși am mers pe combinațiile cu 8 meciuri, până prin noiembrie, decembrie, abar n-am până când am mai făcut-o, sau până în februarie anul ăsta, nici mai știu. Parcă până în ianuarie, februarie anul ăsta. Și totuși, nici măcar alea n-au mai poftit să ne dea rezultate bune, deci nu știu cine e de vină, cum era cântecul ăla de la Omul cu șobolan, da? Cine e de vină? Dacă plouă, mă îmbrac în alb. Dacă e vineri, nu mai pot de cald, dar este marți. E 22 octombrie 2024. Hai să ne băgăm într-un nou bilet. 35.50... Să te fuți în pizdă. A trecut o proastă ca îngrăbită petrecere. 35.53 cotă totală, 8 meciuri conține bilețelul experiment, primele două la 19.45, pentru că ați intuit foarte corect, băgăm niște căcaturi de la UEFA Liga Campionilor. Hai să ne coțopenim cu astea. Monaco se duelează cu Țârvena Zvezda, Steaua Roșie din pizdă, 1 solist câștigă Monaco. AC Milan se vor duela cu Club Brugge. Unul solist și aici câștigă AC Milan. Aston Villa au duel cu italienii de la Bologna. Unul solist chiar și aici câștigă Aston Villa, câștigă englezii. Vai de pula mea. Cum zicea Stelian Tănase într-un interviu la Mic Dejun cu un campion în debutul noului sezon sâmbătă asta, chinezii. Scriitor și zici englezii și chinezii. Se-mi bag pula în limba mătii și în scrierile mătii. Arsenal autăvăleală cu Shakhtar Donetsk și ne băgăm pe un 3 plus peste 2,5. Sperăm din toată inimioara că se vor marca măcar 3 goluri în toată lupta. Și închidem periplul în UEFA Liga Campionilor cu niște PSG, Paris Saint-Germain versus PSV, PSV Eindhoven. PSG versus PSV,
iată că s-a ajuns și la asta. Mergem pe unul solist, câștigă, cred că cu o cotă de 1.43 sau ceva, gazdele, câștigă Paris Saint-Germain. Spre finalul finalului băgăm niște Anglia League 1. Stevenage se duelează cu Cambridge United, punem pe bilețel 1 solist, victorie pentru gazde. Pe urmă, Barnsley au duel cu Charlton Athletic și selectăm pe bilețel un GG, un ambele echipe marchează. Barnsley versus Charlton Athletic. Ți se plimbă limba în pizdă sau chiar în găoază. GG, ambele echipe vor marca. Tot cu Anglia închidem biletul experiment de astăzi. Luăm ceva din Championship. Cardiff City se vor duela cu Portsmouth și punem pe bilețel 1 solist, o victorie pentru Cardiff City. City, că suntem pe Anglia. Cardiff City. Să trece pe trecerea pizdii cu o neghiobeală totală. Adică îi mai cred și pe șoferi foarte rar, dar câteodată. 22 octombrie 2024, cota de 35.53, Sankey. 35, 53. Ha! Totul este o oglindă în viața aceasta. Acesta este bilețelul pentru azi. Până diseară la 19.45 vă notați biletul ăsta și în cur și în pizdă, din lung în lat, din lat în lung. Voi merge mai departe, am de mers mai departe. Apropierile astea mă nebunesc și m-au nebunit tot anul. Sănătos să fim cumva, să mai avem vlagă să facem pișaturile astea, pentru că eu le voi executa în continuare. Am vreo 2 sau chiar aproape 3 săptămâni necolorate din nou în tabeluți, pentru că așa las tradițional în ultima vreme să se dospească așa un pic, 2-3 săptămâni, și apoi iau rezultatele cu un podcast pe fundal, la aranjat, la verificat, organic, pont cu pont, pronostic cu pronostic. Iau din site-urile astea care dau ponturile pentru biletele mele și le verific bucată cu bucată, ca să văd ce s-a întâmplat și dacă s-a adevărit sau nu pontul. Astfel eu am o statistică extrem de reală despre modul în care îmi construiesc, îmi formez variantele astea de joc. Cele 6 de pe grupul meu privat de WhatsApp, unde vă chem și pe voi, dacă vă poftește sufletul, să jucăm 6 bilete de mente grele, lungi. 0745 70 80 08. E un loc fascinant să fim împreună. Dați-mi de veste chiar acolo așa, dacă chiar mă apreciați. Bineînțeles, un like este fascinant de util. Și el. Poate chiar luați link-ul de YouTube și îl dați pe la prieten. Nu mă lasă tusea asta neghioabă. Îl dați pe la prieteni link-ul de YouTube cu canalul. Poate vrea cineva să vină să se aboneze, să se alăture. Tot am pierdut 9 fraieri. Măcar să vină niște oameni decenți înapoi să-mi umple lista, da? De la 3196 să mă fac și eu la 3200. Să schimbăm la loc prefixul pe 3200. Poate mai creștem, poate ne mai dezvoltăm. Poate se întâmplă vreo minune și încep și biletele câștigătoare în lanț din nou, să se mire lumea. Eu aș reveni pe TikTok, pentru că de acolo mi-aduceam lume multă nouă, însă dacă nu e în termeni și condiții permis legal să fac reclamă la jocuri și concursuri, la pariuri sportive, nu mă mai bag, nu mai vreau să fac 10.000 plus followers și să vină vreun prost să dea report că i s-a sculat lui pula pe stânga sau chiar dreapta și să-mi fută contul de ampule, așa, toată munca mea, tot efortul meu de acolo. Deci nu mă mai bag până nu se revergorează, se revigorează și se refreshește setul de termeni și condiții de la TikTok. Sau poate apare vreo nouă platformă, vreo nouă șansă în viață să ne promovăm mai cu foc. Altceva eu nu mai cred și nu mai știu. Nu știu unde să mă mai duc și unde să mă mai răspândesc. Aș mai putea să fac niște reels chiar pe YouTube și să zicem că și pe Facebook. Dar din nou, semi-boring. Și n-am avut același reach cum aveam pe TikTok pe reels-urile din Facebook, de exemplu. Deci nu mă tentează. Gândind cu voce tare ce cam vrem să facem. Vreau să fac niște bilete câștigătoare acum în pragul de final de an. Pragul de final de an. Mai sunt în pula mea o grămadă de lunulițe de zile, cel puțin vreo 2. Alte 2 decât octombrie. Mai încercăm. Ne dăm întâlnire poate și mâine, dacă nu mai tușim așa. Și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că totuși rămâneți cumva, nu știu din ce dracu motive, pe aici așa, zi de zi, într-o dileală cronică cu mine, într-o amețeală spastică.
Bilețelul s-a dat, mă duc să le fac pe alea 6 pentru grup. Vă chem acolo, 0745 708008. Ne chinuim cu ele. O zi de marți mirifică. Iauzi. Harta motociclismului în pula mea. Pa, pa.